Da. Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Evanghelist Luca. Calomniată, dar în același timp și cinstită, precum a fost Sfânta Fecioară Maria. Cineva, vreun om de știință, un politician sau un istoric, mare istoric, ar fi blamat-o, calomniat-o pe mama Alexandru cel Mare. S-ar fi blamat-o, calomniat-o pe mama lui Mahomet, a lui Lenin, a lui Hitler sau chiar a lui Ceaușescu. Și totuși, de sincer, Sfânta Fecioară Maria este așa de rău vorbită. Ne punem întrebarea de ce această realitate. Sunt părintele Reinholz Andrei, sunt paroh și conducătorul mănăstirii de la Maria Radna. Astăzi, în 15 august, a avut loc un pelerinaj important din acest an, cu ocazia solemnității Adormirii Maicii Domnului. Ca în fiecare an și astăzi au venit foarte mulți aici, din diferite regiuni, nu numai din Banat, au fost aici din Satul Mare, au fost aici din Cluj, chiar din Moldova, din Bacău, din Roman, au venit grupuri care mai sunt aici și la ora actuală și
au fost de diferite religii, de diferite etnii. Sâmbătă deja au fost aici slovacii de religie catolică, ieri au fost alte grupuri și astăzi au venit foarte mulți bănățeni. Am avut liturghii în patru limbi diferite, chiar acum se desfășoară liturghie greco-catolică și suntem bucuroși că vremea a ținut cu noi, că oamenii, pelerinii sunt mulțumiți și vin în fiecare an din nou aici, fiindcă găsesc ceva pentru suflet. Este foarte bine că această zi este sărbătoare pentru toată România și oamenii au posibilitatea să se ocupe mult, mai mult de suflet, nu numai de trup, ca în viața de fiecare zi. Nu vreau să spun o cifră mare, însă sunt convins că astăzi, ca și în zilele trecute, cel mult între 12 și 14 mii de persoane au vizitat această mănăstire. Mulțumim!